Astăzi, în prezența oficialităților locale și județene, a avut loc inaugurarea stației de epurare biologică de la Cornu, o instalație de tratare a apelor reziduale bazată pe o tehnologie modernă, nemai întâlnită în România, conform primarului Cornel Nanu. Valoarea totală a proiectului ajunge la suma de 2,5 milioane de euro și a fost derulat prin Fondul European de Dezvoltare Rurală, FADR, în cadrul măsurii 322 a Programului Național de Dezvoltare Rurală. Inaugurarea unei investiții deosebite, unice la nivel național, aduce Comunei Cornu un plus de valoare. Susținerea de la nivel județean pentru acest proiect a făcut ca astăzi Mircea Cosma să fie declarată cetățean de onoare al Comunei Cornu. Intrați în Cornu să puteți intra pe când vreți dumneavoastră, la orice oră din zi și noapte și să ne mai ajutați în continuare. Toate condițiile cerute în Uniunea Europeană pentru o localitate sunt astăzi îndeplinite. Și mie nu rămâne decât să spun că mă bucur că am trăit alături de un PPV, adică un primar pe viață, bucuria de a pune în 10 ani la punct acest proiect atât de ambițios. Tehnologia de tratare necesită un spațiu redus și funcționează în mod continuu și automatizat. De aici mergem mai departe, deci din această sită, mergem în separatorul la melar. Separatorul la melare este un separator de șlam de fermentație. Apa rezultată are un aspect plăcut, curat. Cantitatea exactă de apă ce intră în instalație este măsurată continuu. Instalația de tratare include etape de filtrare brută, stație de pompare, filtrare de vinețe și multe altele.